Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Și la nivelul de licență și la master și la ambele avea, ce să vezi, cursuri de etică. Bun. Bun, Rudolf. Pentru că evident. Dar conform site-ului Federației Sindicale Alma Mater, el era și lider sindical, fiind președintele sindicatului Fires din Centrul Universitar Reșița, membru în Consiliul Național de Conducere al Federației Alma Mater, scrie publicația Știri de Cluj. Te-ai gândit că poate omul încerca să se vindece și a luat cursurile alea special ca să-și inducă ideea cinstei? Mm-hmm. Deci el era croit pe răutăți și la un moment dat și-a dat seama că nu e ok. Da. Și a zis, bă, trebuie să fac ceva. Hai să țin niște cursuri eu însumi despre etică. Da. Și să încerc în felul ăsta să mă îndrept, să-mi aud vocea proprie. Și lua și pagă la cursurile astea ca să îi se facă scârbă. Gen. Da. Adică, băi, nu mai îmi plac micii atât de mult încât nu mă pot dezbăra, deci trebuie să mănânc mici cât mai mulți, că poate cine știe, fac o toxinfecție și exact. Trece. Păi cred că tocmai o să face toxinfecția asta, că l-au arestat. Bun, surse apropiate de anchetă, citate de știrile Pro TV, declară că în sala de curs le-ar fi spus la un moment dat masteranzilor că, citez, orice blat are reguli foarte stricte. Omul și foarte organizat. Ce? Ok, nu dezvoltă. Păi n-am ce să dezvolt. Mă întreb care au fost acestea. Ah. Nu știm care. Eu cred că mercurialul. Că da. Avea, deci DNA avea, afirmă că acest domn avea și un mercurial. 600 de euro notă de trecere, adică 600 de euro cinciu. Cinciu. Băi, nebunit. Nota maximă, 1200 de euro. Eu puneam 2000. E puțin. 5 ori 2, 10. Dar, practic, da. 600 ori 2, 1200. 1200. Bravo. Vezi, asta e strictețea. Deci, matematică. Pentru doctorat, tariful sărea la 10.000 de euro. Mamă! E ala e fudulie, mi se pare, da, normal. Vrei așa? Da. 10.000 de para. Ba, formidabil mi se pare tupeu acestui personaj. Bă, cursuri de etică, lider sindical și avea mercurial. El a cerut și păcile cu pricina, de altfel, și unor ofițeri de poliție, mă. Ofițeri de poliție, pentru că printre cei 25 de masteranzi erau și 7 ofițeri de poliție care își continuau studiile. Stai tu pe un maxim. Da, și unul ar putea spune că își cunoștea publicul, își cunoștea clienții, da, 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 dacă a pretins banii ăștia, doar că ce să vezi, până la urmă chiar ofițerii de poliție l-au reclamat la DNA. Bravo lor, cinstelor. Mă întreb dacă era unul singur, dar așa fiind 7, poate că le-a fost frică unul de celălalt. Zis, bă, nu putem să nu zicem nimic. Nu pot să nu zic nimic, că ne dă în gât Gogu. Uite, Gogu e mai... Da, și aici e o discuție de purtat. Adică eu risc să spun că nu ar fi fost acești ofițeri primii cărora lectorul le-a pretins pagă pentru promovare. Și nici singurii care ar fi refuzat să plătească sau care au plătit la un moment dat, din moment ce omul avea tarife ce par să fi fost cunoscute de toată lumea. Deci omul era organizat, făcuse organizarea. Organizarea vine în urma unei solicitări. Adică aici asta spune ceva despre mediul universitar, mediul sindical, să zicem că dânsul era și lider de sindicat, despre mediul studenților, inclusiv polițiști. Și despre infracțiunea, despre relația infracțională. Este, ce să spun, mie mi se pare că aici etica, onoarea, regulile, cinstea au fost înlocuite de o infracțiune tranzacțională, de tip cerere și ofertă. Dacă a existat cerere de trecut clasa, fără să înveți, el oferea asta, în schimb unei taxe. Piață liberă. Pe diverse categorii. Obții calități diferite, nu? E ca la hotel. Vrei cu vedere la mare, te costă atât. Vrei cu vedere la parcare, e atât. Vrei 5-600 de euro, vrei 10, vedere la mare, 1200. Vrei apartament, 10.000 de euro. Da. Vrei penthouse-ul, 10.000 de euro, tăticule. Păi da, eu aici sunt recepționer. Asta este treaba mea, este să împart lucrurile. Nu contează că tu ai venit să... Ce, Luca? Eu sunt curios dacă vreunul 10, jur. Adică, știi, el se adresează unui anumit profil de student. Uh-huh. Studentul care e dispus să dea o șpagă să treacă... Mm-hmm. Clasa. Păi nu faci mă o nebunie la un moment dat când știi? Ce, asta e un fel de aroganță. Băi, ia vezi că aseară mi-a mers că... bine. Ia-mă 1200 de mâni 10. Hai să rog eu frumos. Corect. Că vreau să am și eu un 10. N-am avut un 10 toată facultatea. Dacă tot lucrez cu matale, pune-mă să am și eu un 10 acolo. Da, din moment ce poți să-l cumperi, te gândești, asta, okay. Banii vin și te duc. Ce, pe mine 600 de euro m-au 10-le rămâne. Și piesa banii vin, banii 10-le pleacă. 10-le să pune acolo, da. Nu, te ia-ți un 10. Deci unii voiau să fenteze sistemul, altul avea cheia să deschidă portița, portițele, asta e. Te-am, cum era piesa? Te-am văzut, mi-ai plăcut, ce rămâne de făcut? Bravo. Asta. Acum, următoarea întrebare, eu mă întreb, câți dintre impostorii trecuți pe șpagă prin mânuțele și catalogul acestui personaj sunt acum funcționari publici care se mândresc? Ia, uite-vă ce de 10 am luat eu.
Am avut o moștenire de la mama. Mătușa mi-a lăsat niște bani, mi-a luat mai mult 10. Sau polițiști. Polițiști cu funcții, cu putere, cu influență, care anchetează pe alții. Da, mă, dar n-aveau 10 la orice. Aveau 10 la etică. La etică, da. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.